zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Și această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cârmuia Siria. Și se duceau dar toți să se înscrie fiecare în cetatea lui. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că și el era din casa și din neamul lui David. S-a dus dar să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când ei erau acolo, s-au împlinit zilele ei ca să nască. Și a născut pe fiul său, cel unul născut, și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu mai era loc de găzduire pentru ei în casele oamenilor.